Invitat în această parte a promovării electorale este candidatul PSD pentru primăria Vârcășești, domnul Dănuț Bălu. Mulțumesc mult că ați acceptat invitația Și la mulțumesc. emisiunea noastră. Vă rog să vă prezentați într-un minut ca să știe oamenii cine este candidatul pentru primăria Vârcășești în următorul mandat din partea PSD-ului. În momentul de față sunt primarul Comunei Fărcășești și candidat la funcția de primar din partea Partidului Social Democrat. Am venit pe această funcție din 2011, când eram viceprimar și am preluat atribuțiile de primar. Din 2012 am fost ales de către cetățenii Comunei Fărcășești în funcția de primar. De ce mai vreți un mandat? Nu neapărat că de ce vreau eu. Așa și trebuie făcut, mers înainte, pentru că în momentul când am pășit pragul primăriei Fărcășești, am gândit, am pune în aplicare toate ideile și a le propune Consiliul Local și unde am găsit, după un an de zile de dezbateri și neavând majoritatea în Consiliul Local după 2012, am găsit înțelegere la colegii din Consiliul Local, cei care au venit alături de mine și am promovat tot ce mi-am dorit. Bineînțeles, după multe discuții cu cetățenii, cu nevoile dumnealor și a le rezolva problemele. Eu, în acest mandat, care mai durează 2 săptămâni, 3 de zile, am găsit o satisfacție din partea colegilor. Deci nu neapărat este intenția mea a candida. Este și a colegilor din primărie, pentru că acolo suntem o echipă, lucrăm împreună și foarte multe probleme avute în trecut trebuie să le dezbatem acum, să le rezolvăm, să le aducem la un nivel de rezolvare încât a fi satisfăcător oamenilor. Spuneți-ne din programul dumneavoastră electoral care sunt principalele puncte pe care vreți să le rezolvați în următorul mandat, dacă o să-l și obțineți, bineînțeles. Da, tot ce ține de cetățenii, în fiecare an noi am avut grijă de vârstnici, de tineri, de copii, elevi. Aceste lucruri vreau să le continuăm pentru că ei au nevoie de aceste lucruri. S-a și văzut că au fost și rezultate, de exemplu, celor mici. Le-am adus instructori pentru dansuri moderne, dansuri populare și canto. Au câștigat și premii. Ei își doresc să continue aceste pregătiri cu profesori de la Școala Populară de Artă. Pentru vârstnici tot timpul am mers cu dumnealor la mănăstiri pentru a se ruga, pentru că e foarte greu a te deplasa și nici posibilitate financiară, mijloc de transport. La Prislop, la Lainici, avem pentru vârstnici de 1 octombrie o masă festivă pentru dumnealor. Acordăm 500 de lei pentru cei care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Avem o echipă de fotbal pe care o susținem în continuare. Avem echipă de juniori, echipă de seniori. Le acordăm indemnizații, asigurăm tot ce este necesar pentru organizarea și funcționarea echipei, pentru ca și dezvoltarea localității, am avut în vedere în primul și în primul rând proiectele de hotărâri care vizau necesității și oportunități la momentul acela. Am realizat șanțuri și podețe, gospodării în majoritatea comunei, deci în partea de deal, unde am avut inundații. Mai sunt unele locuri în care o să le continuăm. Avem terenuri sintetice, chiar anul acesta, deci luna aceasta, s-a montat teren sintetic, cel de-al doilea, la Liceul Roșia, Jiu. În trecut am făcut și la școala primară de la Fărcășești, ilumina public peste tot pe unde au fost locuri, era necesar iluminatul pe timp de noapte.
turnăm covor asfaltic pe ulița Călugăreni din Peștana de Jos, o singură bandă, și urmează ca în viitor să turnăm și cea de-a doua bandă. Am turnat anul trecut covor asfaltic în satul Rogojelu și o să-l continuăm și partea cea de-a doua bandă. În satul Valea Coapa, ulița, o porțiune unde este deteriorat betonul, o să turnăm covor asfaltic. Ziduri de sprijin pe Valea Coapa, între gospodărie Osiac, Trăienuș și Doru Osiac. Acestea sunt investiții pe care le vizați sau sunt deja în lucru? Sunt în lucru, dar trebuie și continuate. Pentru că Comuna Fărcășești are 7 sate și nu ne putem să finalizăm o lucrare întru totul cap-coadă, pentru că e necesar să facem în fiecare sat câte ceva. Și, de exemplu, în Valea Coapa era o uliță, ulița Trotea, nebetonată, a trebuit să introducem alimentarea cu apă și să betonăm această uliță. La Roșia am spus că facem terenul sintetic, deci după cum a fost nevoie și necesar. În trecut, la Roșia era nevoie de șanțuri, am făcut șanțuri dalate și podețe, în funcție de solicitările și ale consilierilor și ale cetățenilor. Am realizat la liceul Roșia o grădiniță cu două sări de clasă, cu toalete, vestiare moderne. Am un laborator de chimie, l-am dotat cu apă, cu mesă, acest laborator de chimie. Am montat termosistem. La școala gimnazială la Valea Coapa am turnat bitumul, toată incinta, am pus termosistem toată școala, magazii de lemne, deci tot ce a fost pe parte de dezvoltare, noi ne-am gospodărit, pentru că și bugetul local ne și permite, dar am și avut în vedere prioritățile. Aceste lucrări pe care le-ați efectuat sunt făcute cu fonduri de unde? De la bugetul local? Din bugetul local, din bugetul local. Și am mai avut o problemă foarte mare. Înainte nu aveam apă menajeră. Deci era, dar era foarte puțină, pentru că rețeaua de apă era mineritului, pompele trebuie să se ardeau, trebuiau schimbate, forajele trebuiau denisipate. Din 2012, când am avut probleme în Consiliul Local, până în 2013, m-am gospodărit, le-am preluat de la unitățile miniere, am înlocuit coloană metalică cu coloană de plastic, am toată comanda, am schimbat pompele, am pus pompe noi, pornirea se face din telefon, se primesc mesaje în momentul lipsei tensiunii, am contorizat întreaga rețea de apă pe toate satele, mai puțin ulița Valea Coapa și ulița Zătreana, care anul acesta avem demontat 200 de apometre. S-a văzut că această măsură, adică omul să fie conștient, a nu lăsa apa să curgă fără niciun rost, pentru că cei care erau aproape de sursa de apă, în continuu curgea apă în gospodării, în culturile de porumb, și ceilalți nu aveau apă să se spele pe mâini. Chiar și în campania electorală, acum când a început, contracandidații mei, neavând ce să mai întrebe oamenii, pentru că s-au realizat aceste șanțuri, podețe pe lângă drumul județean, pe lângă drumurile comunale, apă este peste tot, în toată comuna. Mai sunt ceva probleme care noi tot timpul ne perfecționăm la bazinele de apă pe care le avem. Vrem să facem o corelare între alimentarea în momentul când bazinul este plin, să oprească singur pompa, să nu mai fim noi nevoiți să mai oprim dacă dă peste el supraplinul. Deci mai avem niște corelări, mici corelări care le facem, și atunci o să fie și la satul Rogojelu, ultimele case, apă. Chiar am și reușit în Cătunul Pietriș, am alimentat 7-8 familii, că acolo nu ajunsese apă niciodată și sunt oamenii mulțumiți că ajunge apă și la dumnealor. Deci după 5 ani de zile se vede că am avut preocupare, n-a fost ușor, ca toată investiția aceasta de contorizare s-a făcut din bugetul local, nu ca în alte părți, cetățeanul să fie cel care să plătească această racordare la apă. Inclusiv am împărțit 1200 de pubele. Urmează ca în viitorul apropiat un operator regional să poată să încheie contracte pentru salubrizare.
Spuneați că sunt 7 sate în comuna Fărcășești. Ce lucrări de infrastructură v-ați propus în perioada următoare? Pentru că bănuiesc și întinderea comunei este una destul de mare. Da, majoritatea drumurilor sătești, drumurile comunale, sunt betonate. Această uliță, Trotea, rămânsese pentru că acolo era un domn care are o fermă și în momentul când noi am venit cu această propunere să betonăm ulița și să și aducem apă, toți cetățenii care aveau terenuri intravilane, fără a avea case, au venit, s-au racordat și urmează ca foarte încântați, pentru că le asigurăm acest minim de apă și asfalt, să-și construiască case în această zonă. Mai noi avem legătura din satul Roșia cu satul Timișeni. Este un drum care a fost, e folosit de unitatea Pinoasa, data minieră, care l-a și degradat foarte mult. Am discutat, dumnealor l-au avut în studiu de fezabilitate, urmează ca să realizeze proiectul tehnic și să-l betoneze, pentru că nu au altă soluție. Am dat autorizație de desfințare a drumului de legătură cu care din satul Roșia Jiu cu Negomiru, pentru că o să le scaveze și trebuie, nu au altă porțiune de drum decât să o folosească pe aceea din satul nostru Timișeni. Și e și normal să realizeze. Cei din CEO au și realizat un drum de legătură între orașul Rovinar și satul Fărcășești, pentru că în 1997 comuna a fost împărțită în două, avem 4 sate de o parte, 3 de cealaltă și am fost nevoiți ca să parcurgem prin comuna Bâltenii să ajungem în orașul Rovinar. Ieșind într-un drum internațional, trebuia să plătim rovineta și mai foloseam drumul acesta de carieră care era într-o stare dezastruoasă și foarte mulți oameni își distrugeau mașinile. Vă dați seama, din 97, acum s-a realizat, deci ne-au ajutat cei de la Complexul Energetic Oltenia, bineînțeles că era și normal, pentru că aceste terenuri ale oamenilor din comuna Fărcășești sunt excavate de rotoarele excavatoarelor și era păcat ca să nu avem o mică facilitate, pentru că hălzile nu au fost puse la dispoziția comisiei locale pentru punerea în posesie, au fost foarte înalte, s-au plantat puieți de salcâm, au fost date la Ocolo Silvic, deci un cetățean din comuna Fărcășești chiar nu are nici teren pentru a avea o cultură de porumb sau de grâu. Dar localitatea dumneavoastră este într-o zonă minieră. Cât de afectați sunt oamenii și dacă în programul dumneavoastră sunt și puncte care vizează aceste aspecte sociale? Da, avem satul Rogojelu și Roșia Jiu în spatele termocentralei. Știm bine că s-a făcut o investiție foarte mare, cea de sulfurare, care după ce s-a realizat s-a constatat că afectează mult sănătății oamenilor din acea zonă. Au fost nenumărate întâlniri cu domnii directori de la termocentrala Rovinari și din Complexul Energetic Oltenia. A rămas ca în studiu pentru dumnealor a găsi o posibilitate ca să reducă acel zgomot, pentru că e un zgomot foarte mare și investiția o să fie din nou pe măsură, dar nici nu se confruntă atât de bine. Deci, la urmă, urmei, tot omul de rând are de suferit în toate privințele. În partea de carieră, avem satul Fărcășești-Moșneni, în care am pus în posesie, s-au extins cu excavatoarele. Oamenii sunt nemulțumiți, pentru că li s-a luat terenurile, la unii din dumnealor nu li s-a luat acum, adică în schimbul unei sume de bani. Înainte de 90 au fost acele decrete de expropriere. Cetățenii din comuna Fărcășești nu au putut beneficia de terenuri ca să le poată vinde, deci propriu-zis au fost deposedați, de posesie.
Deci n-au avut niciodată această posesie, dar erau dreptul dumnealor, pentru că în trecut erau terenurile oamenilor din satul Fărcășești, Fărcășești Moșneni, și acum ne trezim că acele locuri de muncă pe care le mai aveau pe la Minprest, nu le mai au acum, au fost dați afară, pe considerentul că trebuie redus personalul, dar am spus tot timpul, nu trebuie redus de la Fărcășești, pentru că oamenii din Fărcășești și noi, autoritățile locale, tot timpul am vegheat ca această activitate de minerit să nu se închidă. Chiar am fost și un militant și la mitingurile care au fost aici în municipiul Târgu Jiu, am mers și pe jos cu protestatarii care au mers la București. Deci nu putem lăsa Gorjul să moară datorită unor oameni care, dacă ar fi în Fărcășești, să vadă cât de greu este, că și la mine, casa mea este la 50 de metri de cariera Peșteana Nord, deci e groapă și, bineînțeles, lupt, indiferent, chiar dacă n-aș sta în acea poziție, ca această unitate peșteana să nu se închidă, pentru că poate peste 5 ani de zile o să ajungă acolo halda și să nu mai fie pericolul de alunecare. Ne-au escavat 32 de hectare de izlaz comunal. Deci sunt multe lucruri din trecut care se răsfrâng astăzi asupra cetățenilor comunei. Eu am făcut tot ce am putut, de la topografie, arhivă, pe fond funciar, dar aceste, atunci era simplități, se dădeau acte pe bandă rulantă, nu se cunoșteau nici amplasamentele terenurilor. E foarte greu acum, vin oameni care au titluri de proprietate și ne roagă pe noi să mergem să-i arătăm unde este terenul. În administrația publică am constatat, eu sunt de profesie inginer electric, trebuie să cunoști foarte mult, să cunoști de probleme de contabilitate, de urbanism, de asistență socială. Și eu am avut și o baftă, să zic așa, fiind și tânăr, am avut și un personal care n-a fost atât de pregătit profesional și a trebuit să mă pregătesc eu ca să pot să-i pun și pe dumnealor să muncească, pentru că solicitările și cerințele la nivel de județ sunt foarte mari și tot timpul erau întârzieri, deci eu niciodată nu mi-a plăcut că se vorbească de Comuna Fărcășești de rău. Tot timpul am promovat, adică am fost să fiu în față, să fiu și eu la în rândul celorlalți domni primari, în celorlalte comune, chiar dacă m-am gândit și pentru vârstnici sau de 8 martie, am adus soliști, am distrat partea femeiască, bineînțeles, au fost foarte încântați și bărbații, fiind alături de doamnele din Fărcășești, care au venit și din altă parte, foc de artificii la sfârșitul anului, pentru că mi se pare normal să trăim civilizat. Că zicea cineva, ce-mi trebuie mie muzică? Păi nu-ți trebuie dumneavoastră, nu vă trebuie, dar trebuie la ceilalți. În funcție fiecare și vârstnicul. Am făcut controle medicale constând în EKG-ul, am recoltat sânge și ecografie la 200 de persoane. Nu vă pot spune că, deci pentru a putea verifica starea de sănătate a populației, am angajat un asistent medical comunitar. Avem un compartiment acum înființat de asistență socială și vreau în fiecare sat, o dată pe săptămână, aceste fete să meargă. Ele, de fapt, merg acum în teritoriu la persoanele care sunt însoțitoare, la persoane cu handicap, pentru a verifica starea de sănătate a celor persoanelor cu handicap și condițiile în care sunt locuiesc acestea. Și vreau în fiecare sat să le creăm un spațiu la școlile de pe raza comunei, să fie prezenți o tensiune, o glicemie în fiecare zi, pentru că e foarte greu un cetățean să se schimbe, să mai meargă, să facă o baie, dar așa din câmpul muncii poate să vină, să treacă, să simte rău, ia o tensiune, știe că lunea e în satul Peșteana de Jos, marța e în Valea cu Apa, și să veghem la sănătatea oamenilor, pentru că dacă nu ne preocupă dumnealor, e foarte greu ca un cetățean să poată să se ducă să se controleze de sănătate. Nu aveți pliante, în general, candidații vin cu pliante. Ați împărțit oamenilor broșuri? Nu, nici n-am plecat în campanie. N-am plecat electorale? De ce? N-am plecat încă în campanie. Pentru că am considerat, fiind primar,
Am 8 ore, sunt la primărie, chiar dacă mai este nevoie și mai mult. Sâmbătă, duminica viitoare o să mergem în campanie. Acel plian de care spuneți dumneavoastră, eu mi l-am făcut în așa fel încât să arăt o continuitate a tot ceea ce am început, toate lucrările și continuitatea pe fiecare sat în parte, pentru că nu poți să vii să spui, de exemplu, mi-am propus, eu o școală primară în Rogojelu, închisă de peste 10 ani de zile, și acolo m-am gândit să le fac la fel acea sală de care vorbeam pentru asistentele sociale și medicale și să le fac și un cămin. Pentru că la Peștana de Jos, așa, căminul a fost în satul Peștana de Jos, este și un sat, cel mai mare sat, în partea aceasta, fiind întreruptă în două comuna, să le creezi și dumnealor acolo. Și copiii de la Liceul Roșia să poată să își desfășoare și eu activitatea de dansuri, de să promovăm acest lucru și în partea aceasta. Pentru că, fiind separat comuna, n-am putut să creăm. Și e o idee bună să poată să meargă acolo și să aibă și dumnealor condiții. Că altfel merg și oamenii, merg către oraș și merg la medicii de familie, sunt înscriși în orașul Rovinari, cumpărăturile e un oraș. Noi liceul acolo l-avem de foarte mult timp. Bineînțeles, a fost ceva probleme, pentru că eu le-am spus, fac o grădiniță, că am pot să fac o grădiniță, am unde, un laborator, dar mai mult decât atât. Aceea a fost o școală generală, a fost în 2000, au fost decât două săli de clasă, două de liceu și s-a ajuns acum la 10 și bineînțeles am constatat că erau și un număr de 45 de elevi, noi nu avem nicio sală de clasă care să poată să cuprindă acest lucru și am fost ceva supărat și au și mers pe o variantă că aș vrea să desființez liceul, nu. Trebuie să facă și o pregătire profesională copiii, să poată să aibă o meserie, dar nu așa să de dragul a merge și să înființăm clase și să nu poată copiii să... Nu avem niciun laborator și, în schimb, la liceul Rovinari sunt la atâtea laboratoare, săli de laborator și nu au elevi, pentru că s-au desființat acolo și s-au înființat aici pentru unele interese ale unei persoane care nici nu vreau să-i aduc. Cam asta a fost spațiul pentru astăzi. Vă mulțumesc foarte mult și data viitoare cu alte proiecte ale dumneavoastră. Mai este timp în această campanie electorală. PSD-ul mai are timp de antenă, așa că o Proiectele să mai fie. sunt în continuare, sunt lucrări, deci nu a le expune aici în fața micului ecran telespectatorilor. E nerelevant pentru că am un pliant, are 4 pagini, este tip ziar și o să-l distribuim în localitate la fiecare cetățean.